Despre o sală de sport polivalentă în municipiul Deva au vorbit și Petru Mărginean și Mircea Muntean încă din campania electorală din 2016. Cei doi n-au mai apucat să-și ducă la îndeplinire promisiunea, însă după ce Florin Oancea a câștigat alegerile din 2017, atunci acesta a reîncălzit promisiunea Mărginean-Muntean. În 12 iunie 2019, Florin Oancea declara în presa locală că Deva va avea, pe lângă multe alte investiții importante, și o sală polivalentă de 5.000 de locuri în zona Cristur, iar proiectul va intra la finanțare în toamna aceluiași an, adică 2019. În 8 februarie 2021, proiectul nu intrase pe finanțarea promisă în urmă cu 2 ani, însă presa locală consemna o nouă declarație a primarului Florin Oancea. Polivalenta din Deva va avea doar 3.000 de locuri și va fi finanțată din fonduri guvernamentale. Abia în toamna acelui an, Florin Oancea prezenta presei cu mare bucurie și proiectul viitoarei săli polivalente din Cristur, care va fi realizată cu fonduri de la Compania Națională de Investiții. Ba mai mult, după aproape 4 ani de la lansarea promisiunii și tot atâtea declarații că polivalenta intră pe finanțare, Florin Oancea a anunțat că este gata și studiul de fezabilitate. Iar în vara anului 2022, adică anul trecut, vor fi scoase la licitație proiectarea și execuția obiectivului. Suntem în anul 2023, dar până acum primarul Devei nu și-a actualizat declarațiile de presă pe tema sălii polivalente din Cristur, iar pe terenul aferent acesteia cresc gunoaie și bălării.